Bine v-am regăsit la întrebări, să ne gândim. Pe porțiunea pe care o vedeți, trenurile se deplasează cu viteza de 600 km pe oră. Dar uneori coboară păsări pe calea ferată și în astfel de cazuri, locomotiva are voie, mecanicul bineînțeles, are voie să fluiere, dar numai lung de 5 secunde, pentru a nu-i deranja excesiv pe cei care locuiesc în acea zonă. Într-o zi, cel care locuia în această casă a dat compania de transport feroviar în judecată, spunând că locomotivele fluieră de multe ori mai lung de 5 secunde și cerând daune pentru deranj. La proces, el a spus cam așa: pentru că am observat că de multe ori fluieratul ține mai mult de 5 secunde, m-am hotărât să înregistrez sonor trecerea trenurilor. Am procedat în felul următor. De câte ori auzeam că se apropie trenul, fie dintr-o parte, fie din cealaltă, îmi pregăteam telefonul și din momentul în care trecea prin dreptul casei mele, porneam înregistrarea. Am reușit să surprind într-o săptămână 5 cazuri în care locomotivele au fluierat și în 3 din aceste cazuri fluierăturile au ținut în jur de 7 secunde, deci mai mult decât este permis. Și cine credeți că a câștigat procesul? Poate vă amintiți că am spus că această întrebare are legătură cu un fenomen destul de cunoscut. Acum pot să vă spun că este vorba despre un fenomen legat de propagarea undelor și anume despre efectul Doppler. Dacă ne referim la aspectul acustic al acestui fenomen, atunci sunt sigur că l-ați observat cu toții. Era să zic să vedem, dar e mai corect să auzim. Cred că ați observat că frecvența unui sunet produs de o sursă care se mișcă față de noi este mai mare atunci când sursa se apropie și este mai mică atunci când sursa se îndepărtează. Acesta este un aspect al efectului Doppler. Să mai auzim o dată efectul în cazul trenului. Iar acum în cazul sirenei. Pentru cei interesați, voi explica mecanismul prin care se produce acest efect în cursul de oscilații și unde. Acum vă ofer doar un suport intuitiv, și anume această animație, care ne arată cum suprafețele de undă se fac mai dese înaintea sursei în mișcare și mai rare în spatele ei. De asemenea, cred că trebuie să precizez că acest efect nu apare deoarece s-ar schimba viteza sunetului odată cu schimbarea vitezei sursei. Viteza sunetului nu depinde de viteza sursei, lucru care se poate observa și în animație. Undele din dreapta au aceeași viteză față de ecran ca undele din stânga, doar că sunt mai dese. Deci efectul Doppler constă în schimbarea frecvenței unei unde în cazul unei mișcări relative sursă-observator. Cam asta este ceea ce auziți atunci când se vorbește despre acest efect, dar el mai are o consecință, cea care ne interesează pe noi. Și anume, nu doar frecvența, ci și durata unui sunet este afectată de mișcarea sursei. Și voi explica acest lucru în două moduri. Primul este pentru cei care nu vor să vadă matematică. Deoarece reclamantul a început înregistrările de fiecare dată după ce trenul a trecut de casa lui, înseamnă că toate înregistrările au fost făcute în timp ce trenul se îndepărta de casă. Să presupunem că locomotiva a fluierat 5 secunde.
În timp ce fluieră, ea se deplasează o anumită distanță, de aceea când termină de fluierat, se găsește la o distanță mai mare de casa reclamantului decât atunci când a început să fluiere. Știm că viteza trenului este 600 km pe oră. Viteza sunetului în aer, la suprafața Pământului, este în jur de 1200 de km pe oră, adică dublu față de viteza trenului. Înseamnă că sunetul are nevoie de 2 secunde și jumătate ca să parcurgă distanța pe care trenul a parcurs-o în 5 secunde. Pentru care viteza dublă are nevoie de un timp pe jumătate ca să parcurgă aceeași distanță. Deci sfârșitul sunetului are nevoie de un timp cu 2 secunde și jumătate mai lung ca să ajungă de la locomotivă la casă decât începutul sunetului. Și dacă adăugăm acest timp la cele 5 secunde cât a fluierat locomotiva, observăm că pentru omul din casă, durata sunetului a fost de 5 plus 2,5, adică de 7,5 secunde. Al doilea mod de a explica ce se întâmplă este pentru cei care nu se tem de matematică, și anume să deducem o formulă. Dar demonstrația este foarte simplă, ar fi bine să o urmăriți cu toții, pentru că e un foarte bun exercițiu de gândire. Să presupunem că sursa unui sunet, S, se îndepărtează cu viteza V față de un observator notat O. Să mai presupunem că sursa produce un sunet care are o durată pe care o notăm cu T mare. Și că în clipa în care începe sunetul, distanța de la sursă la observator este D mare. Pentru a ajunge la observator, sunetul are nevoie de timpul T mic egal cu D mare supra C, adică distanța împărțită la viteză. Deci prin ce mic am notat viteza sunetului. Așa că pentru observator, sunetul începe după ce trece timpul T mic din momentul în care sursa a început să emită sunetul. În timpul T mare, cât durează sunetul, sursa se va îndepărta de observator cu distanța D mic egal cu V ori T mare, unde V este viteza sursei, iar T mare, n-ați uitat, este durata sunetului. Deci am înmulțit viteza sursei cu timpul deplasării și am găsit distanța pe care a parcurs-o sursa. În momentul în care se termină sunetul, sursa va fi atunci la distanța D mare prim, egală cu D mare, cât a fost când a început sunetul, plus D mic de observator. Deci va fi la distanța de mare plus V mic ori T mare de observator în momentul în care se termină sunetul. Și acum să vedem, după cât timp de la începutul emiterii sunetului, aude observatorul sfârșitul sunetului. Să notăm acest timp cu T mic prim. Ca să audă sfârșitul sunetului, observatorul trebuie odată să aștepte să se termine sunetul, adică trebuie să aștepte timpul T mare, cât durează sunetul, dar mai trebuie să aștepte și ca sunetul să ajungă la el. Însă acum distanța dintre locomotivă și observator este D mare prim, așa că timpul necesar sunetului să ajungă la observator este de data asta D mare prim supra C mic. Deci observatorul aude sfârșitul sunetului abia după timpul T mic prim egal cu T mare plus D mare prim supra C, adică după timpul T mic prim egal cu T mare plus D mare supra C plus V ori T mare supra C. Iar durata sunetului pentru observator, să notăm cu T mare prim, este diferența dintre momentul în care a auzit sfârșitul sunetului, T prim, și momentul în care a auzit începutul sunetului, T mic. Deci este T mic prim minus T mic. Și după cum vedeți, dacă facem calculul, această durată este egală cu durata sunetului produs de sursă
înmulțită cu fracția C mic plus V supra C mic. Adică viteza sunetului plus viteza sursei supra viteza sunetului. Și acum putem folosi această formulă ca să răspundem la întrebarea noastră. Dacă locomotiva fluieră 5 secunde, să presupunem, la limită, atunci T mare prim, adică durata sunetului pentru observator, pentru reclamant, va fi 5 secunde înmulțit cu 1200 km pe oră viteza sunetului plus 600 km pe oră viteza trenului supra 1200 de km pe oră viteza sunetului. Adică va fi 5 înmulțit cu 3 pe 2, adică 7,5 secunde. Deci dacă locomotiva fluieră timp de 5 secunde, atunci omul aude un sunet cu durata de 7,5 secunde. Deci răspunsul la întrebarea noastră este acela că deoarece înregistrările n-au surprins niciun sunet mai lung de 7,5 secunde, ele nu dovedesc că fluieratul locomotivei ar fi durat mai mult de 5 secunde. Dimpotrivă, ele dovedesc că fluierăturile au fost mai scurte de 5 secunde. În concluzie, omul a pierdut procesul și n-a primit nicio despăgubire. Dar nu uitați, compania feroviară a câștigat procesul pentru că, pe lângă avocat, a mai angajat și un profesor de fizică. Pentru că explicațiile la întrebarea precedentă au fost cam lungi, vă voi pune azi o întrebare foarte scurtă legată de meteoriți. Astronomii, atât cei profesioniști cât și cei amatori, știu că în ultimele ore ale nopții, adică în cele câteva ore de dinainte de răsăritul soarelui, pot fi, în general, observați de 2-3 ori mai mulți meteoriți decât în primele ore ale nopții, adică în cele câteva ore de după apusul soarelui. De ce? Trebuie totuși, pentru a nu vă lăsa să o luați pe piste greșite, să vă spun că cei mai mulți răspund la această întrebare cam în felul următor. Pentru că în primele ore ale nopții e mai multă poluare luminoasă, sunt mai multe becuri aprinse, deci vizibilitatea este mai proastă decât în ultimele ore ale nopții. Dar întrebarea mea nu la asta se referă. Întrebarea mea nu se referă la câți meteoriți pot fi văzuți, ci la câți sunt, deci nu are legătură cu poluarea luminoasă. Adică presupuneți că sunteți departe de orice localitate, într-un deșert sau undeva în munți și condițiile de observare sunt aceleași atât după ce se lasă seara, cât și înainte de a răsări soarele. Și în aceste condiții, în general, pot fi observați de 2-3 ori mai mulți meteoriți în ultimele ore ale nopții decât în primele. De ce? Pe săptămâna viitoare.